Primul tramvai produs la Astra Arad pentru București a pornit spre capitală, face parte dintr-un lot de 100 de vehicule contractate de municipalitate și va intra în circulație în luna august. Tramvaiul va ajunge în depoul militar și va circula pe linia 41. Tot din august, fabrica de la Arad va trimite în capitală câte 4 tramvaie pe lună. Toate sunt echipate cu sisteme IT de informare a călătorilor, supraveghere video, sisteme de numărare a călătorilor, Wi-Fi și sistem de comunicare. Pot transporta peste 300 de pasageri, sunt silențioase și izolate fonic. Noile tramvaie permit accesul persoanelor cu dizabilități, au loc special pentru biciclete și pentru cărucioare de copii. Potrivit conducerii grupului de firme Astra Arad, termenele din contractul cu Primăria București au fost respectate și chiar devansate. Contractul prevedea ca în primele 12 luni să realizăm din punct de vedere tehnic tramvaiul, apoi în următoarele 3 luni să facem testele și punerea în funcțiune în București nu vor dura 3 luni. Vom pune tramvaiul în funcțiune mai devreme, mai mult. În perioada aceasta când nu avem livrări, deci între luna mai și august nu avem livrări, totul noi vom livra, pentru că mai avem încă 8-9 tramvaie în stadiu final, în hale.